Exact, celebru Narică. Haideți să-l chemăm alături de noi. Omul ăsta întotdeauna e cu veselia la el. Narică, ești prezent, bre? Ia uite-l, bă, cu plăcintă. Ciucă, bagă muzică. Bravo, bă, Narică. Dar fii atentă, pune puțin mâna. Frige, frige, mă. E caldă, corect? Corect. Da, hop. Și să știi că mirosea aici în spate de nu pot să-ți explic. Păi, Narică, să-ți fac cunoștință frumoasă, spectaculoasă. Ne cunoaștem, stai liniștit înainte să... Mă știu de la pitici. Mă știu de când era la pitici. De când era mică. Perfect. Narică, zi. A rămnit și ea, n-am tăiat-o, că știu că tu ești specialist. Taie, dă-i și o bucată. Normal că a poftit, poftit. Hai să stăm aici la bucată. Râvnește și uite, este un fel... Cum se numește? Râvnește. Da, mă, exact, poftește, adică. Poftește, da. Exact, Narică, ia să vedem. Ce mă, ai parat de taia asta. Hai, e de... E de metal, băi. E de exact ce trebuie, stai, bre. Hai, taie să mă... Ia un loc aici, Narică, spune-ne ce ai mai făcut în ultima perioadă cu viața dumneata. Mai nimic. Narică, cu viața mea. Eu vreau să facem în felul următor. Cei care se uită la noi să trimită un mesaj pentru Narică, să fii sănătos, să scăpăm dracu o dată de beleaua asta. Narică e supărat pentru că de Crăciun va fi singur. De ce, mă? Păi nu ești fără copii, fără nepoți, ești ca și cum ai fi singur. Eu că nu prea, dar nevastă mea. Păi aoleu, ce face cărnasă, vezi, face toate belele. Că... Păi dar pentru cine face vreo? Că... Vine, mă, nu știu când vine. Vine sau nu vine? Da, zic că vin, nu știu cum. Măcar că pe ea când știe ce așteaptă la nevastă mea cu mâncări, cu sarmale, cu alea, fuge de acolo și două zile și tot vine. Să mă, dacă nu... Și vezi ce se distrează cei mici nepoții cu Narică? Narică este specialist. Exact. Ai timp, bre, de... Ai răbdare. Păi ce să fac altceva? Ai răbdare. Uite, și cu Lavinia, dacă vă chem, bre, am răbdare. Fii atentă, de... vezi că aici s-ar putea să fie o foarte mare luptă, pentru că Ștefan, mata știi că e dinamovist. Știu, mă, dar tata, anotul Neafane, era rapidist original. Exact, așa este, așa este. Și ăsta micul a crescut, s-a băgat cu Dinamo, dar Dinamo atunci era Dinamo. Era... Cine... Și eu am vrut să mă duc la Dinamo. Când da? A zis ăștia, bă, mamă, mă duceam, acum era și eu general, ceva, cine știe. Perfect. Deci tata lui Ștefan, senior, seniorul era rapidist, nu? Da, Neafan. Păi la teatru Giulești, acolo eram cu ei. Eu am avut noroc că stau între actrii mari. Bre, mă, ai făcut tu asta sau ai cumpărat-o? Fii sincer. Ce să fac eu, mă? E făcută de soție? Nu. Vezi, e sincer. Ia, sincer, dar este... Nu aveam cum să te fac. Și cu o feliuță, ia. La... Și ce, Narică, vii? Vii, mă, normal, vă las eu copii. Exact. Mai mă vede lumea, mai de sărbători. Vezi, brada e împodobit, uite ce brad frumos avem. L-am împodobit Fuego. Pentru prima dată în viața lui am împodobit bradul. Noi credeam că îl împodobește în fiecare el an. El care, deci, a cântat sau l-a... L-a împodobit, e pentru prima dată, e primul că brad împodobit. Că împodobește mama... Împodobește mama bradul, dar ideea e în felul următor, că bradul ăsta poate să ajungă la o mamă din România, copiii care sunt plecați în străinătate, ne trimit mesaje video, iar Fuego cu echipa aleg un mesaj și trimitem bradul unei mame de aici din România, că poate copilul nu poate să fie alături de ea de Crăciun. E fain. Foarte fain, foarte faină ideea, da. Bun, ce vorbă, totul e foarte mișto. Bă, bine că le ai pe astea, faci toate... Nu știi, poate ne dă și copilul ma ta mesaj acum din America, în America? Nu, cine? Copilul, băiatul, unde e? Cătălin? Da, e Cătălin în Dubai. Cătălin e în... Dubai. În Dubai, e cu Olăruiu. Da. Așa, deci poate se filmează acolo și îți trimite în bradul. Cine știe, poate câștigi ma ta. Lasă-mă să câștige cineva, ce să câștig eu, că am eu nu am noi stilul. Ma ta de sărbători, zi ce mai faci altceva. Și dacă moș Nicolae a venit... A venit, dar mai mult eu. Cum adică? Nevastă mea aștepta, a băgat, nu stă la un lot de roc. Ce, mă, dimineața era vreo 3 perei de ghete, am și uitat că dacă nu era ziua lui nepoată mea, lui Ana Maria, că e născută, păi să... De, când, pe urmă, tată, vezi că are, m-am dus și am băgat și eu câte ceva, să nu zic... Asta vrei, numai ta, moș Nicolae. Asta era, pe eu sunt altul care... Adică, nu, am uitat, nu sunt, adică, doamne...
Doamne, doamne, vine ăla cu... Vine da, pe geam, pe nu știu ce. Vine pe geam, exact. Ați intrat pe geam, v-ați întâlnit, v-ați întâlnit cu Moș Nicolae. Da, era geamul de care era sărăcesc. Exact, pe asta zic. A intrat atât, exact. Bravo. Mai bine intrai tu. Da, da. Cu sănătatea cum ești, ești bine? De ce, arăna sol? Nu, da. Că știu că ultima dată ne-ai spus da. Că nu ești tocmai ce mai bine, țineai niște regim, n-aveai voie vinut, vine Crăciun, ai voie vinut... Pian voie, mă, dar nu mai merge. Nu mai gata? Da, trag așa cât o... El ne povestea care... că el e cu băuturile astea mai light, de așa. De exemplu, când era, mă ziceam, eu la... Undeva cu fetele, stăteam cu și ea când era frumoasă, tot, nu cum e și acum așa ea, parcă nu s-a schimbat. Mergeam, așa e, parcă nu s-a schimbat. Fetele, știi cum bea și eu, m-am învățat de atunci că nu suport să beau, adică nu fumez, nu beau cafele niciodată, nu mi-a plăcut, dar îmi place dulce. Și toată lumea, ce mă, ești gagică? Și de atunci m-am învățat, mie îmi plăcea Florio, Maxara și dacă beam o... Ricadona. Pe blat așa un mătaxa, da. Mai aruncăm la mișto Pepsi pe ăsta, să zic că uite, n-arică bea Pepsi, știi, puneam Pepsi aici și aia. Vede, dar nu e prietenul nostru acolo în spatele camerei de filmat? Și l-a fost aici, uite-l, bă, nu-i Romica? E Romica ți-o ceva? Eu, ce faci, bă, frate, să treci? Hai, mă, coace, mă, Romica, vină, mă, coace, mă, dacă toți suntem în direct. Dar vină așa, bă, cu tot. Bă, vină așa, îmbrăcat. Vină așa, exact, avea toată gentuța, tot. Aduce amantarul ăla. Eu am venit pentru altceva, n-am venit pentru la măruță. Bună seara. Ce omul a venit în vizită? Bă, bună, măi! Hai, cum așa am văzut? A, de asta ai venit, ha? Să mă ajute aici cu plăcinta, că ia uite ce plăcintă. Nu, mai că ia de la balet, măi. Narică, te pun, mă, iubitul meu. Hai, nu vrei frate. Să spun ceva? Vino să mă îmbrațe, că te-l ador de mine. Nu te băd aici, că mă ustură și acum de la iute-l ăla. Ce ai fost? Nu mai mă. Ce ai făcut, mă? Dacă de aici. A fost la susurile Ius, bre. Nu te mă. A, păi la... Da. Și? Da? Ăla e iute? Îți a fost. Bă, dacă era ea iute, îți dau cu fătul meu. Băi, Romica, dacă spun ceva... A doua zi... Am fost și eu, mă. Și-am pătit două săptămâni, n-am putut să-l stau. De două săptămâni, la vecior, da? La vecior, mă. Da. Eu am zis că am un balaur în spate, pe cuvântul meu, dragon. Ce... Cât a trecut? 4 zile pe cuvânt. De când atunci? A, arăt bine acum. Ai 2 săptămâni. Da. Păi bine, narică nici. Am și fizicul, da? Te-am văzut acolo în spatele camerei de filmat și mă uit, mă bucur. Auzi, îți dai seama ce reclamă ți-au făcut, că n-ai să mă prinzi veci la picant. Da, păi nu, dar poți să spui totuși. El tot încearcă să mă convingă, înțelegi? Dacă vrei să ne omoare bănică, dă-mi iute din aia, treaba ta. Bine. Eu am o relație bună cu bănică, așa că nu are rost. Nu, dar poate să spună, știi, și nu mănâncă iute. Punem întrebări, ea spune tot și nu ia gura foc. Ai, lasă-mă. Adică mâncăm. Du-te, mă. Ai găsit tu rezolvarea. Aia în viața, nici eu nu mai, pe cuvânt. Uite cum ne-am întâlnit aici și mi-aduc aminte. Băi, fii atent. Ce povestea la mine când era cu Spicy, cu Doinița, acum 15-16 ani de zile. Ne întâlneam la un atențiune. Noapte pe plajă. Atențiune. 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 Cine este unul dintre nașii voștri când ați luat microfonul și ați început să cântați și am zis, băi, are voce extraordinară. Am așa dreptate? Este, așa este, noi ne cunoaștem foarte deci mult când timp. Deci când a fost asta, zis? Acum cât timp? Stai așa, stai, acum cât timp? Acum... Cum s-au legat? Da, nu, hai să nu dăm. Te deranjează pe tine dacă dau vârsta? Nu, doamne, nu, că eu, deci par 30, mai tânăr. Eu am 37 oricum, de ani. Oricum, pe 5 ianuarie deci aveam... schimb prefixul. Cât aveam? Aveam 20, 19, 20. Acum am 37. 37! Nu te mă dai. Pe cuvânt. 19 ani. Da. Mamă, ce... Și stai un pic, adică ea cânta la din ea? Nu, încerca, avea niște încercări așa. Și el m-a încurajat. Așa, și-a spus, ea este talentată și va da, face asta. Da, mă, da, și da, să da, știi nu, că n-am să uit asta niciodată. E serios. Băi, da. Alo, am și eu, vrei să spun ceva? Acum îl încurajează și pe Palade, a scos album Palade. Da, cu Palade nu știu că nu mă mai înțeleg cu el. Nu îl sună decât pe Marcel Pavel, atât numai ei vorbesc acum între muzicieni. Dar ce amintire am eu cu Nearică, iartă-mă că ți-am luat locul. Nu, mă, dar vrei să spun ceva? Eu și când stau jos, tot mai mic sunt. Hai, stai acolo. În picioare sunt ca și... Și mie mi-era dor. Fii atent să spun ceva. Câte am făcut noi, ce mai cum am făcut? Fii atent la mine, nu asta câte am făcut. Deci mă agață într-o zi pe plajă, acum vreo 10, sunt 10. Păi 10, știi de ce țin? Că mai aveam păr atunci, ca să dau cu capul, înțelegi? Și ne-am întâlnit pe plajă la Jupiter, nu? Nu, la Neptun. La Neptun. Și ce faci, Nearică? Ce am și eu, mușterii mei, îi ard aici, e plin la tenis, îi bat, le iau berea. Și am zis, păi nu vrei să mă bag și-o cu matale. Ba da, hai,
Și ne-am apucat de tenis. Zi, mă, știu ceva. Hai, mă, ce mă, pe la Craiova să spun ceva n-ai cum. Și găinile joacă fotbal. Pe cuvântul meu de onoare. La Craiova. Păi eu sunt din Craiova. De unde? E de la Ioltean. Eu am jucat. Eu vorbesc că... Tu ești pe Târgu Jiu și ăsta în partea asta. Bă, eu am jucat la Pitici o perioadă la Universitatea Craiova și îți dau cuvântul meu de onoare. Am stat pe stradă, el știe, cu Berneanu. Berneanu. Și Boc juca, Sandu Boc juca table cu el. Atenție. Iar eu mă duceam pe calea București și îmi făceam poze cu mașina lui Ilie Balaci, care avea, băi, știi ce avea? Dacia Sport. Da, da. Dacia cine Sport. Avea pe comandă? Comenzi. Deci cum făceai poze? Că nu era telefon atunci. Nu, păi cu telefon, măi, și cu aparat de fotografiat. Te mai fotografi? Era zenit de ăla. Ieșea fum după ce făceai poza. Pe cuvânt. Dar făceai poză cu mașina lui... Cu mașina lui și luam de-astea în fiță, așa. Stăteam așa în fiță, știi? Metalizată. Dă-te așa un pic. Mașina lui... Mașina lui... Așa. Metalizată, da. Ca oltenii, știi, ca țărăm, știi? Da, mă, așa a plecat, înțelegi? Și ce mai făceam? El avea un bar. Da. El avea un bar unde se ducea Ilie Balaci și asculta, stai așa, mi-aduc aminte imediat, era un tonomat. Și avea, stătea, locul lui nu-l lua nimeni, adică după ce pleca el, stătea el așa pe acolo și băga banii în tonomat. Era Bee Gees, Stay in the Life. Stay in the Life, Stay in the Life. Înțelegi? Și mă, dar unde că și Narica era backing în spatele tău acum. Da, mă, ce? Păi Narica poate să fie backing de la poartă, că oricum se vede, n-ai cum e. Cel mai mare portar aplauze în viață! Cel mai iubit dintre pământeni! Și primul prins în offside, nu? Era celebru. Da, prima, auzi, fii atent la mine și le-am luat berea la aia. Mai ții minte câtă bere am băut? A jucat tenis, pe cuvânt. Ce amintiri frumoase!